Manifestările dedicate Zilei Veteranilor de Război s-au desfășurat la Monumentul Eroilor din fața Casei de Cultură a Tineretului din Slatina. Evenimentul a început cu o slujbă pentru eroii comemorați, iar prefectul județului a vorbit despre însemnătatea acestei zile. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm! Este o zi specială în care ni se oferă prilejul de a onora memoria venerabilor veterani de război, cei care au luptat cu mândrie și devotament pentru idealurile naționale, oferindu-ne de-a lungul istoriei pe câmpul de luptă o lecție de demnitate și patriotism, punând mai presus decât viața lor simbolurile numite suveranitate și integritate. Gândurile tuturor se îndreaptă astăzi către cei care au luptat pentru patrie, cei care s-au jertfit, precum și către urmașii acestora. Avem datoria să-i omagiem în fiecare an, dar să și le purtăm mereu recunoștință în sufletele noastre. Cu alese sentimente de cinstire și profund respect, urez celorlalți aproape 100 de veterani de război care se mai află printre noi, dintre care 5 împlinesc anul acesta un secol de viață, celor 4 văduve de război și celor aproape 1200 de urmași de veterani de război din județul, un sincer la mulți ani. Emoții și trăiri puternice i-au încercat astăzi pe cei câțiva veterani de război din Slatina care au putut ajunge la manifestările organizate cu acest prilej. Au fost mulți și au rămas puțini. Este ziua când aducem în plus omajul celor care au primit calitatea de veteran de război. Pe front, ce să mai spun, fel și fel de întâmplări, dar am scăpat cu bine. Am avut un frate care menea comandant de grup, a fost lupte de stradă, pe el l-a rănit, l-am dus la primul post, erau prea mulți în căruță, ca lemnele, și m-a trimis la al doilea post, a plecat el și a rămas și a terminat pe parcurs, așa s-a terminat războiul. Este o mare sărbătoare pentru mine, pentru că în războiul pe care l-am dus a fost de o hotărâre extraordinară pentru țara noastră, care era mereu atacată din toate părțile pentru bogățiile ei, pentru frumusețile patriei noastre. Am fost 3 copii la părinți. În cei 3, primul a murit la cotul Domnului. A urmat depunerea de coroane și jerbe de flori pentru eroii căzuți pe câmpul de luptă. Manifestările s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare.